Biserica Sfânta Treime din localitatea Topa Mică, județul Cluj, filia a parohiei Mihăiești, a îmbrăcat astăzi veșmântul sfințirii. Slujba de târnosire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În continuare, înalt preasfințitul părinte Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat care este atitudinea corectă a creștinului față de bunurile materiale. E atât de scurtă, dar atât de plină de învățătură Evanghelia de astăzi. Să avem o atitudine corectă față de bunurile materiale. Nu e un secret pentru nimeni. Observăm. O lume întreagă aleargă după bunuri materiale. Unii le au, alții nu le au. Și atunci, care e atitudinea corectă? Zice priceazna, aici măriri și bogății trec ani și le doboară și în urmă toate or fi pustii. Iar tu atunci unde o să vii? De n-ai în cer comoară. O atitudine echilibrată este cea de trebuință. Față de bunurile materiale, trebuie să avem o atitudine corectă, atitudinea lui Solomon. Doamne, bogăție nu-mi da, ca să nu mă trufesc și să zic cine-i Dumnezeu, nici sărăcie ca să mă apuc de furat, ci dăm pâinea cea de toate zilele. Înalt preasfințitul părinte Andrei l-a hirotesit pe părintele paroh Aurel Duca, iconom Stavrofor. De asemenea, ierarhul a oferit ordinul Mihai Vodă, ordinul episcop Nicolae Ivan, ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni și gramata mitropolitană celor care au susținut și au contribuit la restaurarea lăcașului de cult, construit în urmă cu 130 de ani. Am avut bucuria astăzi, în prima duminică din postul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să-L avem în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părintele nostru, arhiepiscop și mitropolit Andrei, care a venit cu multă bucurie și a binecuvântat lucrările pe care le-am săvârșit în ultimii ani la bisericuța noastră de aici din Topa Mică și a resfințit altarul bisericii noastre. Resfințirea Bisericii Sfânta Treime din Topa Mică, localitatea natală a poetului Ioan Alexandru, reprezintă încununarea lucrărilor de înnoire și înfrumusețare începute în urmă cu 5 ani. În majoritatea satelor românești, unde declinul demografic și îmbătrânirea populației sunt fenomene îngrijorătoare, biserica rămâne singurul reper de speranță și de misiune. Așa se întâmplă și aici, la Topa Mică, sat atestat documentar încă din anul 1324, în care locuiesc astăzi sub 200 de creștini ortodoxi. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu această mână de oameni, părintele paroh Aurel Duca a reușit să renoveze capital atât interiorul cât și exteriorul bisericii. Aceasta este biserica despre care poetul Ioan Alexandru, originar de aici, din Topa Mică, a scris în poezia Casa Părintească. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a oferit cărți duhovnicești tinerilor și copiilor care au participat la slujbă.